Pe parcursul mai multor decenii, agricultorii din Moldova s-au putut convinge că nucii beneficiază de condiții prielnice de dezvoltare în țara noastră. În plus, miezul de nucă moldovenesc este tot mai solicitat pe piața externă. De aceea, se pare că este o idee bună să investiți într-o livadă de nuci. Deja mai mulți fermieri din Moldova au pornit pe această cale, însă ei au comis o serie de greșeli la proiectarea plantațiilor, alegerea soiurilor și, într-un final, unii producători agricoli au ajuns în situația să defrișeze livezele de nuci. Astăzi, în cadrul emisiunii ABC-ul fermierului, vom vorbi despre erorile pe care le admit agricultorii atunci când plantează culturile nucifere, despre îngrijirea acestora. La fel, veți afla și multe informații utile pentru activitatea dumneavoastră, dacă veți dori să plantați o livadă de nuci. Pentru început, Nicolae Chictenco din satul Rediul de Sus, raionul Fălești, care este nucicultor cu experiență de mai bine de 30 de ani, ne va demonstra cum trebuie îngrijiți și sădiți corect puieții de nuci. Aici. Portaltoi sănătos. Aici portaltoi diverozat, sănătos. Eu lucrez cu Institutul de Pomicultură, cu domnul Rapcea, cu domnul directorul laboratorului virusologic, domnul Calașian Iuri, și ei au făcut cercetări și copacii acei care au fost cu virus VSLC, un singur virus care nu are, noi i-am exclus și n-am cules nuci de pe dânșii, dar am cules numai de la copaci sănătos. Și uitați-vă și portaltoi sănătos. Mai departe, noi avem livadă mamă de altoi. Suprafața livadă mamă de altoi, 8 hectare, peste 6.000 de poni. Eu la mine potențialul de altoi, eu nu strâng ca mulți prin livezele de producere a cârlici pentru altoit. Eu cresc în livadă mamă de altoi, care este tot controlată, certificată de savanți de la Port Altoi și Altoi, se primesc așa băieței. După tehnologia mea, care este unicală și nu în lume, eu retez în luna martie la două ochi și aceia și au crescut într-un an de zile, 2 metri ceva. Și copacul e foarte sănătos. Eu în pepinieră nu ud, să nu fie alintat. Și să-i dați cu ciurșcveșcă, și-i dați cu greu. Și la mine, mai departe, ce facem noi? Cât de bun material nimerește mâna partenerului. Sunt parteneri pregătiți, dar sunt care aghe-aghe intră pe calea asta. Și el face mai multe greșeli. Și pentru că să nu facă greșeli, o parte de tehnologie de pregătit de copaci pentru plantare, eu o iau asupra gospodăriei, din contul meu. Noi, uitați-vă, copacul cât de frumos, noi retizăm după tehnologie, retizăm la 60 cm. După asta, ungem cu gudron de pin. După și noi am uns cu gudron de pin, într-un vas mare, noi o facem ca un fel de scaldușcă. O scaldăm în chiatra vânătă, de 1%, pentru că se protejăm de bacterioze. La mine a fost pe vremuri, câțiva ani în urmă, ni sunau. Niște pete au apărut pe tulpina negre, pe urmă petele se lărgesc, pe urmă petele se adâncesc și asta e concret bacterioză. După ce am trecut eu la scaldat, noi scaldăm în vas mare un procent de chiatra vânătă, scaldăm până aici și altuitorul scaldat, cu cap în jos, așa că ca la o botează normală. Nicolae Chictenco spune că își vinde puieții în saci de polietilenă, iar acest lucru nu este deloc întâmplător. Noi în sac punem încă o două lopieți de rumigușul, să păstreze umiditate. Și după asta o legăm. Aici, în caz de față, el pot să adă o lună de zile, două luni de zile, fără grijă, el așteaptă momentul potrivit. Și el de-mă aduce, el așa împachetat, el de-mă are aici aerul nu circulă și umiditatea se păstrează. Am făcut încercările vreo 3 ani de zile și am văzut că foarte bine se primește să folosim hidrogel, un gel, el care cituri se face. Dacă... Pentru ce? Pentru că se scaldăm rădăcina în hidrogel. Rădăcina, dacă e scaldată în hidrogel, hidrogelul este o tehnologie să-i faci cu balică de vacă, cu lutul, cu apă, așa. Asta e foarte bună. Dar asta încă mai e sănătos. Noi dacă de pildă scaldăm în hidrogel, el se păstrează umiditatea. Am mai făcut încă un pas. Noi am închiriat 3 tone de biogumus
Și noi facem o soluție într-un vas de 600 litri, două vasări avem de fapt, punem hidrogelul și punem biogumul să amestecăm și facem de mă scaldăm rădăcina, de mă rădăcina. Și după asta îmbalăm de acum aici. Și asta se primește destul de bine, dar asta încă nu-i tăt. Asta trebuie să facem contul gospodarului. Mai departe, noi am făcut o încercare, eu din stat am pus, eu nu ud pipiniera. El la mine crescut în greu, spartană. E spartană, da. Dar dacă e turnat apa și el e mânat în dode și e mai pus în chiselitră și altceva, o să le pins, el e lemn boșter, lemnul protoplasma e, cum spun, nu e concentrat. El n-are zaharul în suc. Și el de când e așa pe el sturtești cu deș, dar ăsta nu poți să tăi cu farșii. El parcă e din catac. Afară de asta, în tehnologie care e promovată de mine, e unicală. Eu într-o groapă de 60 cm pentru nucă, pun la fundul un borcan de amofos. Un borcan așa, nu împrește, pun așa concentrat. De ce? La noi pământul e carbonate și e deficit de fosfor peste tot și nu crește tot. Caliu este cât vrei, azotul, dar fosforul e deficit. Și dacă nu e destulat în butoiul și al lui Liebig fosforul, cu fosforul nu se dezvoltă copac și el pe urmă la iarnă tânjește, că el n-are rezistență. Noi propunem 1 kg de amofos la fundul borții, 20 cm de pământ deasupra, 5 kg de perignoi, ori biogumus, și după asta punem copac. Mulți spun, dar cum așa, dacă pui amofosul în bortă, a s-ar de rădăcină. Eu metoda asta am introdus mai mult de 20 ani de zile și într-un an copacul ajunge cât mini. Eu mă adresez la toți pipinieri, la toți colegi, să stăruiesc, să fac calitatea mai bună și prețul lui scadă. Să aibă acces la cei săraci la materialul ăsta. Și Moldova, cum a fost în timpul sovietic, livada înfloritoare a Uniunii Sovietice, lasă și Moldova livada înfloritoare a lumii, a globului pământesc. Și aici și suportul nostru.